cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Jurnal de război, nu din Ucraina, jurnal de război local. Pe frontul de luptă al APASERV Neamț se anunță următoarele victime. Cetatea Neamțului, strada din Piatra Neamț, nu va avea apă astăzi câteva ore. Municipiul Roman, zone importante, nu vor avea apă între ora 9 și 14, după care probabil va începe bombardamentul. Și în satul Lunca, comuna Vânător Neamț, sunt probleme cu alimentarea cu apă. Am încercat să vedem dacă în zona de război de la Chișinău există apă. Ni s-a confirmat că nu au probleme cu apa, în ciuda faptului că destul de aproape mai cad și bombe. Dar probabil că noi ne pregătim să pârjolim tot în fața cotropitorilor, de aceea nu merg conductele cu apă în Neamț. În altă ordine de idei, să vă spun că mâine, avem și invitat, că mâine va fi o ședință de îndată la Consiliul Local Piatra Neamț cu vești bune. Vești foarte bune. Prima veste este că municipiul Piatra Neamț va primi mai puțin bani de la redevența pe care ar obține-o de la viitorul operator de salubritate care va strânge gunoaiele din zonă. Mă refer la gunoaie, nu la altceva. Deci va strânge gunoaiele din zonă. Și am întrebat să vedem despre ce este vorba. Cei de la Eco Neamț, dacă nu știți ce Eco Neamț, vă spun eu, un ADI, o asociație de dezvoltare intracomunitară, din care fac parte comunele și orașele județului, au făcut un calcul, au pus o procedură pe SEAP, adică pentru ca să vină mai mult să liciteze și... Ca să vezi, cei de la Bratner au făcut o contestație admisă pe bună dreptate de către instanța de la Bacău. Potrivit acestei contestații, municipiul Piatra Neamț va trebui să recalculeze redevența și să fie mai mică. Acum, o să spuneți, domne, asta a vrut instanța, asta a făcut și uite cum pierde municipiul niște bani. Dați-mi voie să vă spun că municipiul pierde niște bani pentru că unde nu-i cap, vai de portofele. În ce sens mă exprim? Nu că unde nu-i cap, să nu înțelegeți greșit. Dacă existau niște minți luminate acolo care să gândească în perspectivă, ar fi știut că 1. Bunurile pe care le-a dat municipiul celor de la Bradner se reevaluează la o anumită perioadă de timp. Amortizarea lor este logic să scadă pentru că bunurile îmbătrânesc. Dacă mintea luminată s-ar fi gândit, ar fi spus așa acum 7-8 luni, un an. Bă, se apropie termenul ăla. Cum putem face să nu ne scadă nouă redevența și să și avem un plus pentru serviciul respectiv? Păi simplu, am fi făcut o investiție de 1 milion de lei în bunuri care să fie folosite de respectivul operator care l-avem acum, alea fiind noi, valoarea redevenței ar fi rămas cel puțin la fel și am fi avut un serviciu de calitate mai bună. Și n-ar fi scăzut nici redevența, ne-am fi recuperat și banii pe investiția respectivă. Dar pentru asta trebuie să ai niște oameni care gândesc în perspectivă. Niște oameni care pot să facă legături între lucruri. Asta înseamnă management inteligent al unei administrații locale. Adică să știi ce va fi, să prevezi, să investești inteligent ca să poți câștiga. Dacă lucrurile astea se întâmplă acum la Piatra Neamț, eu îmi scot ochelarii și zic, sunt chior. Dar
una peste alta, vom avea o redevență mai mică, ceea ce, nota bene, ar putea să însemne, poate, deși mă îndoiesc că s-ar întâmpla asta, tarife mai mici. Pentru că instanța, în marea ei înțelepciune, a spus că trebuie ținut cont de gradul de suportabilitate al populației. Dacă ținem cont de gradul de suportabilitate al populației, s-ar putea să ne gândim și la faptul că există o vorbă românească că din când în când mămăliga face bum. Da, ne oprim aici și mergem la lucruri mai domestice, ca să vorbim așa, niște lucruri care ar trebui să ne bucure sufletul. Da, sufletul, sufletul. Deci, invitatul nostru de astăzi, domnul general, nu încă în retragere, domnul Mihai Obreja, șeful Inspectoratului Școlar Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră. Deci, am uitat că sunteți consilier local. Pe ce? Am uitat că sunteți consilier local și am vorbit despre pierderea unor bani la primăria Piatra Neamț, dată de instanță, evident. Nu mai deschid subiectul, dar pot să fac o paranteză? Vă rog. Fac o paranteză. Știți cine face parte din aparatul tehnic ADI Eco Neamț, care a făcut toată această operațiune de ridicare pe SEAP de pus acolo? Pot să vă citesc? Citeți. Bogdan Gavrilescu, director executiv. Este, are vreo funcție în Consiliu? Da, undeva? Este consilier local. Consilier local? Mama mia! Pădure Claudiu, director executiv adjunct. Are, da. Vișan Lucian Gabriel, economist. Mitrea Stelian Ionuț, consilier juridic. Bontaș Găină Ioana, contract de muncă suspendat. Dumitru Gabriel, inginer. Chitic Răzvan Gabriel, inginer. Deci, pot să cred. Atănăsoaie Dumitrița, ecolog, contract de muncă suspendat. Mihai Sebastian, nu pot să văd. Soroceanu, secretar relații publice, contract de muncă suspendat. Două. Deci cei cu contracte suspendate probabil lucrează în altă parte. Da, probabil, dar e pe lista asta. Da. Și dacă am, nu mai comentez, deci președintele acestei comisii și acestui Eco Neamț este domnul Bogdan Gavrilescu, care este consilier local de Piatra Neamț. Ca și dumneavoastră. Da, mulțumesc. Ca și dumneavoastră. Bun, acum să mergem mai departe. Deci, lăsăm la o parte gunoaiele astea, care trebuie strânse de un operator ecologic, și ne ducem spre învățământul nemțean. Am înțeles că sunteți în plină perioadă de efervescență înaintea, sau în timpul și înaintea olimpiadelor județene și pe urmă naționale. Ce se întâmplă? Da, în primul rând este foarte bine că a fost reluată desfășurarea olimpiadelor școlare. Eu cred că elevii erau primii care așteptau reluarea în acest format. Și profesorii care au nevoie de niște punctaje, da, care au nevoie de niște punctaje la salariile de merit. Da, ca să fim cinstiți până la capăt, adică până nu la capăt, da. Olimpiadele sunt în grafic, în desfășurare, fazele județene, deja avem discipline la care s-au încheiat, fazele județene se transmit deja calificații către minister și ministerul de acolo către județ unde se organizează faza națională. Pentru noi interesul este mai mare, să spunem, este un interes major, că aici vom organiza la Piatra Neamț Olimpiada Națională de Matematică și din informațiile mele este pentru prima dată când se organizează, deci pentru clasele 9-12, în această conjunctură, deci post-pandemie, conflictul din Ucraina, deci nu este
cel mai fericit context. Deci dar... o să fiți făcut cetățean de onoare al societății de matematică din România. Că eu cred că da, nu prea s-au înghesit lumea la organizare. Primul profesor de filozofie, cetățean de onoare al societății naționale de matematică. Matematician de onoare la așa. Da. Bun. Bănuiesc că asta e un efort. Reprezintă un efort. Eu am zis da atunci când am fost consultat. Și Partidul Piatra Neamț a venit alături de dumneavoastră. Sau da. Partidul Neamț. Da. Cât, cu ce vă sprijină Consiliul Județean? La Consiliul Județean nici n-am făcut solicitare pentru că m-am uitat. Dar vorbiți cu doamna Florentina Moise, da, colega dumneavoastră de Consiliul Local. Anii din urmă și... Că e o mândrie pentru județ, e o mândrie pentru oraș. E colega dumneavoastră de Consiliul Local. Rugați-o, e și directoare în Consiliul Județean. Deci este și șefa PSD-ului. Deci este și viitoare, crede în domnia sa, inspector general școlar. Adică, de ce să nu colaborați? Ca o predare de... O să vedem, o să port totuși olimpiadă. O discuție, să vedem în ce măsură pot sprijini și dumnealor, cu toate că există un articol în legea 1, într-adevăr, pe care îl invocă și dumnealor și alții administrații publice locale cu privire la finanțarea olimpiadelor. Acolo, într-adevăr, se vorbește despre concursuri. Da, olimpiada nu este un concurs. Educative. Doamne ferește, cum să fie olimpiada un concurs? Deci olimpiada este o chestie care presupune fair play, da, presupune orice, dar nu e un concurs. Da, deci, vin băieții, beau o cafea și spun, uite, ăla e câștigător, ăla e câștigător. Nu e un concurs, domnule, ăsta este prin desemnare. Nu, este chiar un concurs foarte serios și cu o competiție care va genera aici, la Piatra Neamț, constituirea loturilor internaționale. Asta da. Asta este probabil cel mai important aspect. Și ca să ajungi în lot, nu ai o competiție. Absolut, e competiție o olimpiadă, puternică și ca să avem dimensiunea acesteia, la selecția loturilor participă cred că în jur de 80-100 dintre cei 450, cred că ăsta e numărul maxim de participanți, 9-12 la această olimpiadă. Eu vă sugerez, folosindu-vă de cuvântul olimpiadă, să spuneți că este un sport. Și să spuneți că este cel puțin la fel de important precum chiloții lui Moroșanu, care au venit și au fost etalați la sala sporturilor. Și atunci poate că la nivelul ăsta se înțelege la Consiliul Județean. Adică dacă vorbiți de Moroșanu, ajungeți la un nivel, știți cum e, nivelul de înțelegere, mesajul trebuie să fie la nivelul de înțelegere. Și atunci, doamne, îl invităm și pe Moroșanu să dea premiile. Și sigur veți găsi pentru Moroșanu niște bani ca să dea premiile la olimpiadă. Noi ne vom descurca, domnul Bălănescu, cred că la modul onorabil, pentru că mai există în județul Neamț și chiar și în Piatra Neamț agenți economici operatori care vin în sprijinul nostru. Performanței. În sprijinul performanței, ca să fie foarte clar, da. Unii au venit... Vă rog eu frumos să-i numiți aici. Uite, eu mi-asum această chestie, da, să-i numiți aici. Am înțeles unul care nu-și asumă pentru că nu-i olimpiadă, e concurs, adică Consiliul Județean. Mergem mai departe. Cine își asumă? Deci vin alături de noi, pot să dau nume de... Vă rog eu frumos, mă duc eu la caserie. Deci vine Refilu alături de noi, vine compania Chiober, Carpat Cement, cei de la Ferestre, ADF, sau... ADF-ul, Dinamic 92 și mai sunt și mai mici operatori, dar știți... O să vă rog să-mi trimiteți o listă, pentru că vreau să-i public și vreau să public lista cu cei care contribuie la o olimpiadă și lista cu cei care caută articolele ca să nu contribuie. Apropo, sunteți consilier local. Cerere la Consiliul Local ați făcut? Am făcut și aștept. Și de la Consiliul Local un răspuns. Articolul 1 din legea acutare. E bun. Bineînțeles că acum, dincolo de aceste discuții, probabil și dumnealor
urmăresc legislația aferentă pentru astfel. Vă dau eu o soluție. Cereți celor de la Salubritas să vă sponsorizeze, pentru pot, că acolo se rezolvă simplu. Profit. Cum să n-aibă profit? Nu cred. Salubritasul, da. Vai de mine. Dar rezolvăm cu profitul. Vă spun eu cum să rezolv. Da. La cântar, nu-i problemă. Dar revin asupra importanței acestei olimpiade. Spuneam că este pentru prima dată la Piatra Neamț. Piatra Neamț merita mai de mult să organizeze această olimpiadă și pentru a promova școala de matematică din Neamț. Da, o școală de matematică care deci merită amintit aici, da, nume. Și vreau să amintesc aici, în primul rând, pe profesorul Dumitreasa, pe domnul profesor. Îl salutăm. Iar m-a sunat să-mi spună, domne, ce se întâmplă, că nu se aude. Da. Eu mă uit dimineața și n-aud. Dați mai tare, domn profesor. Repet ce am mai spus și altă dată, mergând prin țară, mergând pe la întâlnirea ale Alianței Colegilor Centenare, profesorii de matematică din țară știu foarte multe lucruri despre școala de matematică de la PEA, despre profesorul Dumitreasa. Și nu numai despre dânsul, că am avut o pleiadă de mari profesori de matematică. Și profesorul Vadana, și profesorul Zenembisis. Și nu numai cei de la Rareș. De la Roman, de la nu numai Roman, cei de la Rareș. De la Târgu Neamț. Eu știu că avem și autori de manuale, dacă nu mă înșel. Avem și autori de Postolic, avem și autori de manuale, de da, manuale. Doamna profesoară Vaculic. Parcă Meda sau nu mai țin. Da. Sunt manuale pentru clasele a 11-a, cred că sunt cele de analiză, realizate de profesori din județul Neamț și care, sau după care studiază încă elevii în țară. Aici au, de aici au plecat cel puțin 3 olimpici medaliați cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică și îmi permit să-i amintesc pentru că reprezintă reperii pentru învățământul neamțean. Încep cu Daniel Tătaru și poate puțină lume știe că intră în seria aceea de 9, cred că 9 erau, e posibil să fi crescut numărul, de olimpici români internaționali care au luat punctajul maxim la Olimpiada Internațională de cel puțin 2 ori. Unul dintre ei este, de exemplu, Nicușor Dan, care este primarul Capitalei și el olimpic internațional. El este dovada că nu întotdeauna olimpiadele generează și performanță, da, după, în administrația publică. Tot măcar. De aici, de la Piatra Neamț, elev al domnului profesor Dumitreasa, elevul Ovidiu Sabin, după aceea elevul Corduneanu, toți medaliați cu aur la internațională. Și cred că acesta este contextul în care se va desfășura olimpiada. Deci, lăsând gluma la... anumite impedimente, dar nu va mai fi, spuneam, o olimpiadă în aceleași cadre, cu același suport ca acum câțiva ani în urmă, pentru că suntem și într-o perioadă mai dificilă și o înțelegem cu toții. Câți oaspeți așteptați? Așteptăm, deci, maximum 450 de elevi, dar probabil nu vor fi atâția, e posibil să fie chiar sub 400. Depinde de calificările, au un sistem, și de context. Au un regulament aparte cei de la matematică pentru calificarea la națională. Așteptăm profesorii însoțitori, sunt 47, deci 41 plus sectoarele București, comisia centrală care înseamnă 40 de persoane, dar în această comisie sunt și de la noi din zonă de aici, o să fie, va fi organizată deci la liceul Petru Rareș, proba scrisă, e o probă de 4 ore, tot acolo va fi și barajul. Mizez foarte mult pe sprijinul conducerii Colegiului Național Petru Rareș. De altfel, domnul director a confirmat suport și deschidere totală pentru o reușită, vrem să fie o reușită totuși deosebită, cel puțin la nivel de organizare. Elevii vor fi cazați la internat. Asta. Apropo, aveți locuri? Pentru că avem, în contextul ăsta cu refugiații... Da, avem locuri. Am avut discuții și cu domnul prefect și cu domnul inspector șef de la ISU ca în perioada aceea să nu conteze pe internatele din Piatra Neamț pentru cazare refugiați ucraineni. Deci vor fi cazați la Colegiul Tehnic Artianu. Probabil și la economic, unde avem hotelul acela, bază de practică, și ne-a luat și măsuri suplimentare. Am avut discuții și cu cei din conducerea Colegiului Național de Informatică, Colegiul Național Gheorghe Asachi,
Cred că din acest punct de vedere nu vor fi probleme. Comisia Centrală să fie cazată mai aproape de Colegiul Petru Rareș, pentru că vor avea mult de lucru aici, începând de la elaborarea de subiecte, evaluarea tezelor. O să vă rog să încheiați și un armistițiu cu cei de la APA SERV, ca pe perioada Olimpiadei să nu se oprească apa, pentru ca să nu fie... Deci tot e război în domeniul apei și faceți un armistițiu măcar pe perioada aia. Știți, apa curge când elevii sunt la Olimpiadă. Adică să fie o chestie măcar așa. O să definitivăm programul, să-l avem cu cel puțin 10 zile înainte să fie definitivat și cu consultarea celor de la Societatea de Matematică și a reprezentantului Ministerului. Olimpiada aceasta se desfășoară într-un cadru aparte anul acesta, pentru că ea va fi în trei centre, de fapt. Iașu, Constanța și Piatra Neamț. Deci cei de la gimnaziu vor fi la Iași două clase, nu știu dacă la ei sunt 5-6 și la Constanța 7-8, dar greu este la noi aici, la Piatra Neamț, că este liceu și, spuneam, inclusiv selecția loturilor internaționale. Vedem acum dacă e selecție și pentru Balcaniadă sau numai pentru lotul lărgit, pentru Olimpiada Internațională de Matematică. Putem considera selecția ca un concurs selecția și atunci măcar pentru asta să dea Consiliul Județean și Local bani. Știți? Înseamnă maximum de concurență, vor fi cei mai buni. Exact, și atunci vor poate în felul ăsta îi înduplecăm. Cei cu punctajele cele mai bune, deci în jur de 80 de elevi, care vor concura pe cele câteva locuri. Cred că lotul acesta lărgit, dacă era și cu Balcaniadă, însemna mai mult, nu știu, 15-20, dar lotul restrâns, de regulă, cred că e din 3-4, plus o rezervă. Copii foarte, foarte buni, pasionați de matematică și în ciuda faptului că în ultimii ani la Olimpiada aceasta de matematică am avut și noi sincope, deci au venit și alții din urmă mai puternici, sunt țări asiatice care obțin rezultate foarte bune, dar cred că e momentul să se producă și la noi un declic și să ajungem. Eu știu, eu mi-aș dori să fim ca în perioada anilor 70-80, anii 80 de la Petru Rareș. Mulți își doresc să fie perioada anilor 70. Mă refer la Olimpiade. Să nu înțeleagă lumea. Dar de ce să nu înțeleagă? Sunt unii care își doresc, să știți. Cred că nu era an ca să nu avem calificați măcar în lotul lărgit, nu mai spunem în lotul de 4, care mergea la internațională și venea și cu aur de acolo și... Numai că veneau cu aur, în cazul lui Daniel Tătaru, considerat, apreciat la acel moment și astăzi, cred că, cel mai mare tânăr matematician din lume. Dovadă că recunoașterea de a fi membru al Academiei Oamenilor de Științe din Statele Unite nu este un lucru la îndemâna oricui, deci este cunoscut pe plan internațional și ar trebui și profesorul Dumitreasa. Eu tot fac trimitere la el pentru că probabil nici comunitatea noastră și nici cea școlară n-a făcut întotdeauna cam ce trebuie cu privire la aceste repere profesionale, la acești profesioniști în domenii, în domeniul educației. Probabil. Da. Bun, m-am lămurit cu Olimpiada. La Olimpiadele județene, cum e participarea anul ăsta? Este participare bună în continuare, poate nu la... Haideți să recunoaștem că a fost cam pe fugă organizarea și procedurile au venit târziu. Da, au venit târziu, într-adevăr, regulamentele specifice pe discipline, dar chiar și în acele regulamente nu sunt schimbări chiar extraordinare. Iar acele schimbări nu afectau sub nicio formă scrierea copiilor la faza, să spunem, județeană. S-a trecut un pic mai repede peste fazele acelea locale, se mai organiza la anumite discipline, la limbă și literatură română, chiar și la matematică, fază pe localitate și după aceea copiii selectați mergeau la faza județeană. Deci un număr mai mic la anumite discipline, la unele cred că chiar foarte mic. Dacă la filozofia care apare ca disciplină și apărea chiar în primul calendar, da,
ca disciplină cu fază internațională și are etapă internațională, cred că la județul Neamț n-am avut decât vreo, la faza județeană, șase elevi. Haideți să vă spun ceva. Atâta timp cât intră în aceeași săptămână aveți olimpiadă la română, istorie și filozofie. Nici n-a mai fost timp să le punem încât de să ce oferim. Nu puteți să vă așteptați, pentru că nucleul copii, de elevi este din ce în ce mai mic care își doresc să participe la olimpiade. Interesul, pentru că nu sunt concursuri, ele sunt olimpiade. Și atunci nu pot fi sprijinite de sponsorii generoși altfel. Și copiii vin tot mai puțin. Interesul este mai mic pentru că vedeți, astăzi olimpiadele și câștigarea unei olimpiade, a unui premiu național, nu ți mai oferă direct accesul, să spunem, într-o instituție de învățământ superior. Nu când n-ar fi intrat acei copii prin concurs, dar nu avea rost să-l mai supui la... Acum, fac o paranteză, fac o paranteză pătrată, o paranteză rotundă, pun și cealaltă paranteză, nu mai știu cum se chema, chestia aia așa, ca un acord, acoladă, și spun, fac o precizare, copiii nu mai vin la olimpiade pentru că se uită din când în când și pe hotărârile de Consiliu Județean din Neamț și din toată țara. Și citesc, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Dragoș Chitic parcă, da? Adie Coneamț, instituție în care Consiliul Județean Neamț este parte, inginer Chitic Răzvan Gabriel, ajuns fără concurs. Nu citesc mai jos, că după aia iar se interpretează ca vorbesc despre familii. Și atunci deschid paranteza, o închid din nou, spun ce rost mai are să te duci la olimpiadă, să câștigi, să te duci acolo, când vine băiatul lui X sau fata lui X sau amanta sau amantul amantei lui X și pac, l-am pus acolo. Eu vă spun încă o dată, domnul general, haideți să faceți un efort, călcați-vă pe inimă, vorbiți cu doamna Florentina Moise, să găsim niște bani la Consiliul Județean. E colega dumneavoastră de Consiliul Local, e colega dumneavoastră ca în calitate de cadru didactic, chiar dacă domnia s-a pornit de la învățământ, de la învățător, nu parcă, sau de unde, nu mai țin minte exact. Dar acum este profesor, deci este și mi se pare normal să vă dați mâna să sprijinim acești copii. Închid paranteza și revin. Ce facem... Oricum olimpice, acum și aici n-a fost ca niciun soi de răutate în aprecierile dumneavoastră. Niciodată. Și niciodată. Olimpice, oricum să știți că au traseul lor. M-am uitat să văd dacă văd vreun olimpic e prin, posibil ca să, printre... Adică, cred că majoritatea dintre ei, ca să nu zic 100%, nu intră în competiții de genul acesta pe plan național. Dar știu că n-au nicio șansă, domnul. Da. Deci n-au nicio, cu excepția lui domnul, cum îl chema, ați spus, primarul Bucureștiului. Eu cunosc absolvenți care ei au avut curajul să se întoarcă după ce și-au făcut studii. Dar n-au avut curaj să intre în politică. În afară, doctorat și asta, și n-au avut acces nici în învățământul superior, să știți. Deci, erau, deci la prima probă, la CV-ul pe primul dacă loc. Dacă nu-i chema cum trebuie. La lucrarea scrisă pe primul loc și după interviu pe locul 2. Ați văzut. Și atunci ați văzut. Dacă nu știu să comunice. Descurajant. S-au dus afară, s-au dus afară și n-au știut să comunice. N-au avut în portofoliu recomandarea de la tată, mamă sau partid. Astfel de experiențe îi opresc când a se întoarce în țară, pentru că noi asta ne dorim. Nu? Spunem că am investit, nu? Această plus valoare ce am adăugat noi prin școală, prin învățământul românesc, la un moment dat trebuie să se regăsească aici. Este mai greu în condiții de genul acesta, celor descrise. Bun, mai sus. Haideți să lăsăm de acum lucrurile astea, că încep să deviez eu de la subiect. Ce se întâmplă cu... Deci, nu știu, în Neamț avem cazuri de copii ucraineni care își doresc să rămână? Adică părinții își doresc să rămână copiii aici. Cum rezolvați problema școlii? Da, există un ordin al ministrului privind înscrierea copiilor ucrainieni. Domnul Câmpeanu încă este ministru, nu? Domnul ministru Câmpeanu, da. Nu știam că ieri au fost negocieri. O procedură privind înscrierea lor.
La nivel de inspectorat, conform acestui ordin, am constituit o comisie condusă de inspectorul general, 2 inspectori, 3 cadre didactice și un psiholog. Comisia aceasta este cea care primește cererile de la părinții copiilor ucrainieni și are obligația să le analizeze și să decidă de la o zi la alta. Deci, în momentul ăsta aveți cereri? Da, în momentul acesta pot să vă spun așa că la zi de vineri am raportat la minister, deci 11 înscrieri, începând de la preșcolari și cred că până la învățământul liceal, iar luni și marți, că astăzi este miercuri, cred că încă 4 cereri. Noi dăm decizie imediat de înscriere a copilului. Acum părinții nici ei nu înțeleg probabil și este normal ce înseamnă statutul de audient sau ce înseamnă statutul de participant doar la activitățile extracurriculare și bifează acolo și audient, dar nu e nicio problemă. Pentru că pentru noi este important ca acești copii... Mă scuzați, ce înseamnă statutul de audient? Știți, eu nu sunt ucrainean, dar nu știu. Da. Statutul de audient înseamnă că acel copil merge în clasă, nu este înscris în catalog, deci participă la activități, nu este evaluat, nu este notat. A, deci el se încadrează în 60% dintre cei care participă la curs. 50% din cei care participă la cursuri acum sunt audienți. Am înțeles, nu înțelegeam exact care e situația. Da. Așa. Mai sunt și printre aia noștri audienți, să zicem. Am înțeles, da. Și statutul de copil care participă la activitățile extracurriculare. Deci cei mai mulți cred că participă la astfel de activități. Bun. Haideți acum... Acum ce se întâmplă? Sunt care cunosc și limba română. Deci ieri a fost la mine o doamnă de la Odessa pentru a-și înscrie copilul. Bine, aici nu sunt probleme. Cunoștea destul de bine limba română și mi-a spus că și copilul stăpânește cât de cât și atunci aici nu vor fi probleme. Dar pentru noi știți ce este important în primul rând? Ca acești copii să fie integrați într-o formă sau alta. Pentru că degeaba i-am luat noi în cazare, le-am asigurat, e important, le-am asigurat acolo un acoperiș, le asigurăm cele necesare traiului zilnic, dar copiii nu pot sta acolo numai cu părinții, numai în casă și atunci faptul că sunt aduși în mediul școlar, că acolo întâlnesc copii, unii pot comunica, cei mai mari de gimnaziu sau de liceu pot comunica și în limba engleză. O să-i mai ajutăm că avem la licee și în Piatra Neamț și în Târgu Neamț și în Roman elevi din Republica Moldova care știu limba rusă și atunci îi mai putem folosi și Dar avem comunitatea rușilor lipoveni care și-a exprimat disponibilitatea și acolo n-a ajuns niciun refugiat, de exemplu. Da, o să am o discuție și cu dumnealor. Noi avem o discuție, va fi publicat în ziarul de joi. Inclusiv în sensul de a ne sprijini în probleme de comunicare, exact, de relaționare. Exact. Domnul Nicolae Ivanov este consilier județean și, dacă nu mă înșel, este și membru PNL. Eu sunt convins că își va exprima disponibilitatea. Are și o casă undeva pe cum se cheamă, spre Dărmănești. Când mergi de la spital spre Dărmănești, el l-a scoasă la vânzare. Sunt sigur că o va pune la dispoziția refugiaților, copii în special. Acolo se pot face cel puțin 2 săli de clasă. Și s-ar rezolva o mare problemă. Deci aleșii noștri locali sunt atât de plini de inițiativă încât sunt convins că numai ideea trebuia și se va rezolva. Mă scuzați. Dacă vor sosi și copiii care nu sunt însoțiți, deci nu au un reprezentant legal, în situația aceasta înscrierea se face prin intermediul unui grup tehnic care s-a creat la Direcția Generală de Protecție a Copilului. Ce vreau să vă întreb, ați luat în calcul formarea unor clase de elevi ucraineni? Nu, deocamdată și ideea aceasta nu este nici la nivel național. Noi aici la Neamț nu avem școli unde să se facă predare în limba ucraineană sau să se studieze măcar limba ucraineană, spre deosebire de unele județe
cum este Suceava, cred că și Botoșanii au ceva, Maramureșul, cred că acolo partea de vest, nu, adică Timișul, dacă Arabul, copiii ăștia vor rămâne aici, clar trebuie integrați în într-un sistem de învățământ. Aceasta, da, pentru că ei vin, se înscriu ca audiență acum, o să mai învețe și limba română, o să fie și ajutați, o să vedem aici cum vom proceda pentru studierea limbii române. Eu sugerez să-i duceți în Harghita și Covasna. Vor învăța limba română imediat. La un moment dat ei pot solicita și cred că vor fi cazuri, vor solicita inclusiv echivalarea studiilor în măsura în care pot să aducă aici documente. Va fi foarte greu, dar eu cred că unii vor solicita. Nu, adică acum, haide, lăsând gluma la o parte, audiență, ok, vin, dar dacă vor rămâne aici, da, așa, trebuie găsite soluții. Trebuie să parcurgă pașii, ca să parcurgă pașii, într-adevăr, trebuie să studiezi limba română. Deocamdată nu avem un act normativ care să ne permită să angajăm profesori pensionari, dar noi nu prea avem aici cunoscători ai limbii, nici măcar ai limbii ruse, nu cred că mai avem în județ. Da, poți face o fotografie de aici, sau dacă studenți, vrei. Ca să nu se vadă. Da. Sau studenți care acceptă să desfășoare astfel de activități cu elevii refugiați. Bun, da. Bine, nu există legislație. Probabil că sunt, adică eu sunt convins că onorabilii noștri parlamentari deja lucrează la neamț, sunt convins. Îmi și văd un grup de lucru, Oana Bulai, Iulian Bulai, Ciprian Șerban cu domnul Țapu. Uite, puteți apela și la domnul Țapu pentru sprijin la Olimpiadă. Dânsul fiind cunoscut pentru sprijinul acordat la tot ce înseamnă performanță. Sigur mă ajută. Acum, ca să vă spun, sunt și unii parlamentari care mă vor de ajuta. De asta vă spun, ați văzut? Și atunci, un grup de lucru transpartinic și vă spune așa, ucrainieni. Deci, câți avem în neamț? Așa. 2000, da? 2000. 1000 ție la vot, 1000 mie la vot. Și după aceea din ăștia, hai să facem o clasă PSD, o clasă PNL, ăștia de la USR și AUR să-și facă clasa lor dacă vor și cu asta basta. Și se rezolvă problema, adică în spiritul Marii Alianțe care conduce România, aoleu, nu mai am voie să spun de azi nimic. Mai am voie? Nu știu. Deci mai am voie? Nu, intra, o promulgat președinte, o promulgat legea. Gata, nu mai pot să spun nici că ăla fură. Pot să vorbesc în schimb ca oltenii. Fură miniștrii. Fură nu știu care. Fusei nu merge. Da. Deci, perfectul. Mai glumim, dar problema aceasta este importantă, spinoasă și trebuie găsit soluții pentru că... Deci vreau să spun că aștept sprijinul parlamentarilor pentru un proiect de lege. Suntem într-o situație mai bună, să zicem, la Neamț și probabil mai sunt județe. Nu o să fim în aceeași situație. Dar nu o să fim tot timpul așa. Pentru că nu o să fim. Eu am acces și văd informațiile pe celelalte județe, pe grupul nostru. Și sunt județe unde au sosit mai mulți și au rămas mai mulți. La noi au rămas mai puțini aici, nici măcar la internat. Ne-am organizat foarte bine. Au stat 2-3 zile, au tranzitat, au mers mai departe. Deci noi spuneam că avem la ora asta, cred că 15 copii, 15 cereri de la preșcolari. Avem inclusiv solicitări de a studia în mediul rural. Cred că 2 sau 3 cereri pentru zona Târgu Neamț. Dacă se duc acolo, mai învață o limbă străină și copiii noștri. Da. Deci este bine. Știți că Ucraina avea o rată mare de participare la școală. Adică erau unele țările în care se făcea școală foarte bună. Și bănuiesc că știu engleză, știu și pot să-i învețe. Pe care le am, au început o reformă care cred că a depășit stadiul învățământului primar spre învățământul gimnazial. Bun. Luni încep, cum se cheamă alea, am uitat, testarea cunoștințelor elevilor de clasa a 12 pe bază de simulare. Examenelor sau nu, sau simulări. De ce se cheamă simulări? Că mie mi se pare că parcă simulez că înveți. Sau nu știu cum e. Nu știu cine a introdus termenul acesta. Simulare că înveți.
cred că a uitat o literă, stimulare. E un termen care se folosește și în alte situații. Da. Bine, avem simulări, deci nu vreau să mă refer la ședințe de Consiliu Județean, local sau altele. Eu vorbesc de simulări în învățământ. Da. Simularea aceasta examenelor naționale, cu bune, cu rele, are și ea importanța ei. Pentru că e o fotografie pentru momentul acesta, deci la sfârșit de luna martie, cu două luni, să spunem, înainte de... Noroc că nu mai examene. Se fac poze alb-negru. E important pentru cei de la clasa 8-a, pentru că acolo au fost niște schimbări produse chiar de anul trecut. Trebuie să obișnuiască un pic să folosească acea broșură, deci vin subiectele deja în sistem broșură și acolo trebuie să completeze direct răspunsurile. Dacă nu pot și nu le ajunge spațiul respectiv... Nu vin și cu răspunsuri? Nu. Deci. Și examenele acestea dacă tot e simulare. Să știți că chiar și în anii aceștia de pandemie, chiar dacă s-a mai umblat un pic, să spunem, și la programă, au fost cam în aceeași notă anilor din urmă, deci procentul de promovare a fost tot undeva spre 70%. Dar aici, la simulare, procentele o să fie mai mici. Au fost județe care au organizat astfel de simulări, că aveam și noi posibilitatea, dar am făcut o analiză, pentru că era timpul scurt, zic, n-are rost să facem noi o simulare acum și la 3 săptămâni, 4 e simularea națională. Noi le-am asigurat suportul tehnic, logistic, mă refer la hârtie, în primul rând, hârtia de scris, hârtia tipizată. Pot folosi din anii anteriori, dar nu toate școlile mai au rezerve și atunci am dat o comandă și joi vom primi hârtia de la tipografie, o transmitem în școli. Școlile au obligația să-și facă o analiză imediat după ce se încheie simularea. Deci la simularea aceasta ce este important? Trebuie respectați toți pașii, toate procedurile. Deci procedurile care sunt la simulare acum sunt valabile și la examenele propriu-zise. Din punctul ăsta de vedere putem vorbi de simulare. Simularea unui examen. Da, și o simulare tehnică. Simularea tehnică, da. În sensul ăsta. Subiectele pot fi transferate în timp util, conexiunile funcționează, nu funcționează prima conexiune, funcționează cea de rezervă și în școală la fel. Nu? E important să învățăm acum, pe perioada aceasta a simulărilor, ce trebuie să facem în anumite situații deosebite. E ca și astea, anunțurile astea pe care le primim cu privire, deci, măsuri ce se execută în caz de accident nuclear și urgență radiologică. Numai că aici sunt măsuri care le transmite ISO, aici sunt simulări pentru un examen. Accident nuclear, cine mai ia măsurile, nu? Radio Erevan. Da, că așa deci, e. La Radio Erevan s-a dat răspunsul. Da. Ce facem în caz de atac nuclear? În ordine și disciplină, cu imnul țării înainte spre cimitir. Nu putem glumi cu atacul nuclear, că acolo nu știu chiar, nu știu cine mai poate lua măsuri. Dar n-avem timp să mai glumim, adică despre ce să mai glumim. Da. Deci cam asta despre simulările naționale, cele de la clasele a 12, învățământ de zi seral, au loc săptămâna viitoare, deci luni, marți, miercuri, iar pentru clasa 8-a, română și respectiv matematică, următoarea săptămână, deci 4 și 5. Ne pregătim și pentru testarea PISA. Și sunt selectate, dacă m-am reținut așa în diagonală, și astăzi o să analizez mai mult, că trebuie să stabilesc un responsabil din cadrul ISJ care se va ocupa de această problemă. Sunt, cred că, 5 școli care au fost selectate. Selecția aceasta nu o facem numai noi, deci cred că se face și din afară, pe baza unor indicatori, analizei unor indicatori în timp. Privind evoluția în școlile respective, din punctul de vedere al pregătirii. În calitate de elev, în fața unui general, explicați-ne un pic ce este cu acest testare PISA. E o testare care verifică competenții și unde România, de regulă,
cred că an și an de rândul stă acolo în coadă pe locurile 40. Se face la elevi sau și la profesori? Se face numai pentru elevi. Ah. Și da. Atunci de ce? Deci, na. Mă rog. Da. Da, să știți că se poate face, adică se poate trece ușor peste ea, excursii la Pisa. Și ne dăm seama de ce e așa, pentru că pentru români turnul ăla nu stă bine. Adică dacă el îi strâm, cum să răspunzi bine la o testare PISA? Haideți să fim serioși, adică lucrurile astea de acum bulversează un sistem de învățământ. Lucrurile sunt în cerc, putem intra într-adevăr într-un cerc vicios. Exact. Dacă lucrurile nu merg bine în pregătirea elevilor, e clar că trebuie găsite cauzele și în pregătirea, în formarea cea inițială lăsând, și cea pe parcurs. Lăsând gluma la o parte. A cadrelor didactice și din acest punct de vedere știți foarte bine că eu în mod constant am invocat acest lucru și mi-am exprimat și nemulțumiri în legătură cu pregătirea aceasta și inclusiv cea inițială și mai ales astăzi când aleg cariera didactică nu întotdeauna cei mai buni absolvenți de liceu. O să vedem și acum în formatul acesta cu un masterat didactic, dacă vor merge acolo într-adevăr cei care nu numai că sunt doritori, deci sunt și pregătiți, știu exact ce înseamnă activitatea într-o școală, activitatea aceasta de predare învățare. Și am văzut că anul, pentru anul cred că universitar 2022-2023, cred că au fost alocate pentru prin planul de școlarizare pentru masteratul didactic 2000 de locuri. Cred că este mai aproape sistemul acesta de ce se întâmplă și afară, pentru că noi școlarizăm prin învățământul cu profil pedagogic să devină cadre didactici, dar cei mai mulți nu ajung în învățământ. Și ajung în învățământ de multe ori unii pe căi, să spunem, ușor ocolite, cu cursuri de formare în afară. Eu am dat exemplu, să nu-l dăm pe celălalt țărilor nordice, dar și în Europa. Deci merg spre învățământ de regulă cei mai buni, să spunem, absolvenți de la diferite facultăți. Urmează acest master didactic, deci fac 2 sau 3 ani de școală după ce au absolvit o instituție de învățământ superior pentru a deveni profesori. Da, numai că acolo există o diferență față de noi. Ei nu au miniștri care fac fiecare reforma lui sau, mă rog, mimează, simulează o reformă, ca să fim în context așa cu simularea. Au guverne care, dacă se gândesc la viitorul națiunilor, știu că trebuie să respecte cadrul didactic pe cel care lucrează în învățământ, respectând cadrul didactic, inclusiv financiar, dar nu numai financiar, ci și ca poziție în societate, automat respectul se transferă și asupra elevilor. Și de aici toate lucrurile care decur. Da, până acolo mai avem de discutat. Un lucru este verificat în timp, deci putem spune că este aproape certitudine. Schimbările acestea prea dese în sistemul de educație au adus de fapt de servicii și exact. Servicii educației și explicația este relativ simplă. E un sistem în care orice schimbare nu produce imediat consecințele, efectele, deci analizele trebuie făcute pe termen mediu și lung și aici termenele sunt cam 20-30 de ani. Ai făcut ceva astăzi, ai indus acolo o schimbare, să spunem, și îți dai seama după 20 de ani că n-ai făcut ce trebuie. Deci eu de când știu despre învățământ, la noi schimbările în rău s-au văzut mult mai repede, de 20-30 de ani. Deci la noi, deci noi am ars etapele. Știți teoria formelor fără fond, da? Da. Deci noi avem forme frumoase, discuta celebră. Forme, dar nu avem fond. Nu mă gândeam la forme și nici la fund. Mă gândeam la forme fără fond. Da, mă rog. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă aveți ceva de anunțat important și eu nu v-am întrebat. Nu. Nu. Deci cam acestea au fost lucrurile. Atât important, toți cei care poate ne-au urmărit și nu numai,
vor afla, poate, da, vizionând emisiunea. Eu sper să uite la emisiune și doamna Florentina Moise să vină. Și care vor să vină alături de noi în organizarea, în sprijinirea olimpiadele, organizări și desfășurarea Olimpiadei Naționale același de Matematică. Eu îi aștept, există deschidere și noi vom promova că putem acum, fiind o Olimpiadă Națională și de Matematică, și agenții economici și oricine vine va fi nu uitați să-mi trimiteți lista. Nu uitați să-mi trimiteți lista cu cei care v-au ajutat până acum. Da. Lista cu cei care nu v-au ajutat. O să încercăm noi să o scriem. Aia, nu știu dumneavoastră. Da. O să încercăm noi să o scriem, dacă reușim. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu mulțumesc. Stimați telespectatori, revin cu veștile de pe front. Deci, pe frontul intern APA Serv, astăzi avem victime în zona Lunca Vânător Neamț, unde nu este apă, în zona Roman, între 9 și 14, și zona Piatra Neamț, anumite străzi, tot între 9 și 14. Corespondenții noștri sunt pe zona de luptă, avem și foarte mulți voluntari care ne transmit fotografii, poze și vase goale sau robinete la care nu picură decât speranța celor 400 de milioane de euro despre care se vorbește acum, că ar fi miza pentru proiectul 2 de la APA Serv, miză care înseamnă foarte mult inclusiv pentru sfătuitorii de acolo. Cele bune, vă mulțumim frumos, sănătate, numai bine, domnul mulțumim, general, mulțumim. Domnul general în funcțiune încă, vă dorim cele bune, numai bine. Vă anunțăm când o să fie și retragerea. Și retragerea. Bine, vă mulțumim frumos, promitem o emisiune în care să puteți vorbi liber de sarcini. No, de sarcini, da. Cele bune, numai bine.